singura inadvertență a afacerii. Prințul a plătit pentru partida de vânătoare doar 7.000 de euro. La punctajul record pe care l-a primit cadavrul lui Arthur, prințul ar fi trebuit să scoată din buzunar de 3 ori mai mult. Șeful gărzii de mediu suspectează braconajul, ministrul mediului așteaptă rezultatele anchetelor, iar premierul crede că Arthur nu este totuși cel mai mare urs din România. Tot ce știm despre această afacere necurată în această seară la Jurnal și tot în această ediție despre cum se vor ridica restricțiile doar pentru vaccinați. Se schimbă abordarea, vaccinații ar putea merge nestingheriți la spectacole, la restaurant, ar putea exista chiar nunți și botezuri numai pentru vaccinați, ba chiar vaccinații ar putea merge fără mască la birou. Și o raritate, o tânără de 25 de ani a născut 9 gemeni, de 2 nici măcar nu se știa pentru că nu s-au văzut la ecografie. Cum sunt cei 9 bebeluși și cât de complicată poate fi o astfel de naștere? Explicațiile obstetricianului Hadi Rahimian în această seară în Jurnal. Începem! Vă spuneam, braconajul este principala suspiciune în cazul ursului Arthur, considerat cel mai mare exemplar din România și împușcat pe un fond de vânătoare din Covasna. În locul unei ursoaice care provoca pagube în gospodăriile oamenilor și pentru care se dăduse derogare. Principalul suspect de braconaj este un prinț de Liechtenstein, care ar fi plătit, potrivit Agent Green, o taxă de 7.000 de euro. Deocamdată, declarațiile oficialităților nu concordă în acest caz. Prințul Emanuel von Îndețu Liechtenstein ar fi bărbatul care l-a împușcat pe Arthur. Rezident în Riegersburg, localitate situată în regiunea austriacă Stiria, el este medic și are 3 copii. Acum riscă o acuzație de braconaj. Vă uitați inclusiv spre braconaj, domnule Berceanu? E principala suspiciune. Emanuel de Liechtenstein ar fi ucis ursul sub pretextul că elimină de fapt o ursoaică ce face stricăciuni în gospodăriile localnicilor din Covasna. Ministerul Mediului a deschis acum o anchetă. E extrem de complicat să stabilești dacă într-un fond de vânătoare doar un urs, doar acela și doar cel care s-a văzut odată că a intrat și a doua oară și este cel care a fost extras. Acolo identificarea și extragerea se face conform legii de către asociația de vânătoare. Există și o taxă pe care o plătește cel interesat? Nu. Arthur este cel mai mare urs observat în România și foarte probabil din Europa. Animalul sălbatic se afla într-o arie naturală protejată. Am declanșat o anchetă încă din data de 29. Anchetă în curs de finalizare. Am luat la verificat hârtiile, locația unde a fost recoltat ursul. Spre cine să fi putut să meargă această taxă dacă a existat ea? Aveți și în zona aceasta suspiciuni, domnule Berceanu? Fondul de vânătoare. Șefii Asociației de Vânătoare din Covasna au refuzat să explice cum stă situația din punctul lor de vedere. Iar primarul localității, pe raza căreia se află fondul de vânătoare, susține că însuși ursul ucis de prinț ar fi creat în ultima vreme mai multe stricăciuni. 36 de oi au murit numai anul trecut în august. Acest urs care a fost împușcat? Acest urs, da. Acest urs. Numai că anul trecut nu s-a primit autorizație. Totul se face legal. Deci nu are voie nimeni să împuște un urs dacă nu are autorizație de împușcare, dacă nu are autorizație omul, deci să fie vânător. A fost legal. Atât vă pot spune. Deci că ce s-a împușcat, aia e o altă mâncare de pește. Ce s-a recoltat și ce s-a făcut, aia nu e treaba noastră a agenției. În cerere n-a fost specificat ursoaică, a fost specificat urs. Urșii apărați de lege nu sunt văzuți cu ochii buni de localnicii din Covasna. Mi-au murit acum 2 ani aici o vacă, am toate documentele, pot să le arăt. Nu putem să ieșim nici de după urzică pentru pouș. Vine în fiecare seară, deci cu 3 pui prea s-au înmulțit urșii. Deci, nu știu, ar trebui făcut ceva. Ministrul Mediului Tanțoș Barna a declarat că în acest moment sunt în curs 2 anchete care urmăresc să verifice legalitatea împușcării ursului Arthur și dacă exemplarul ucis este cel pentru care s-a emis ordinul de extragere. Ceea ce trebuie stabilit în această anchetă foarte clar, dacă s-a respectat legea cu privire la derularea operațiunii de extragere, și în același timp trebuie clarificat și demonstrat fără dubiu
dacă ursul recoltat este cel pentru care s-a emis ordinul de extragere. În cazul acestei asociații, de exemplu, au fost 3 solicitări, 2 respinse, 1 aprobată. Cele 3 solicitări se referă la 3 exemplare de urs care au atacat animale, au intrat în gospodării și au pus în pericol gospodării, bunul și viața umană. Am spus că nu sunt de acord ca cotele de intervenție să fie folosite în alt scop decât intervenția imediată, precisă, pentru eliminarea acelui exemplar care creează probleme. Se presupune că această extragere nu a fost făcută de un membru al asociației care a solicitat extragerea. Vom reanaliza aceste condiții. Domnule ministru, vreau să vă întreb de ce ați semnat un ordin de derogare bazându-vă pe niște atacuri care au avut loc în urmă cu 6 luni față de momentul în care vânătorii au cerut derogarea. Acesta, din cât am înțeles de la colegii mei, în aceste dosare din cele 3, într-un dosar s-a venit cu probe suplimentare. Mă aștept ca, dacă cineva a greșit, să plătească. Mă aștept ca, dacă nu s-a respectat legea, acest lucru să apară concret în procesul verbal de control în urma anchetei, și mă aștept ca acele persoane, dacă n-au respectat legea, să suporte consecințele. Nu vreau să nici în stânga, nici în dreapta să influențez această anchetă. Am avut o discuție cu domnul ministru, înțeleg că există o anchetă, vom vedea care vor fi rezultatele. Se pare că nu toate informațiile sunt corecte din spațiul public și aceea n-aș vrea să comentez ceva ce nu este corect, dar se pare că nu este cel mai mare urs. Până la urmă vom vedea care sunt concluziile anchetei. Și totuși derogarea fusese dată pentru o ursoaică și în plus trebuie să spunem că prințul care l-ar fi împușcat pe Arthur a primit un permis de vânătoare pentru doar 4 zile. 12, 13, 14 și 15 martie l-a omorât pe Arthur în data de 13 martie. Nu comentez, nu vreau să fiu implicat în această discuție niciun fel. E reacția prințului considerat responsabil pentru uciderea ursului. Declarația a fost făcută pentru presa elvețiană după scandalul declanșat în România. Un alt comentariu a venit din partea casei domnitoare a principatului Liechtenstein, în contextul în care prințul este cetățean al acestei țări. Nu comentăm asupra unei chestiuni private al cărei conținut nu-l cunoaștem. Asta le-au declarat jurnaliștilor AFP, reprezentanții familiei princiare. Emanuel von Und zu Liechtenstein. Acesta este numele prințului considerat responsabil de uciderea ursului din România. Are 32 de ani, este singurul fiu al cuplului regal Nicolaus și Margareta de Liechtenstein și al 16-lea în linia succesiunii la tron. Nepot al actualului principe, Hans Adam al II-lea, Emanuel spunea la un moment dat într-un interviu că între el și unchiul său există o legătură puternică și că se întâlnesc la fiecare 2 ani în Viena. Și încă un detaliu pe care a ținut să-l precizeze în interviul respectiv: este rezident în Austria, dar nu și locuitor al acestei țări, ci cetățean al statului Liechtenstein. Prințul este un vânător cunoscut în Europa și un colecționar de trofee cu renume printre pasionații de vânătoare. Are afaceri în toată lumea și este tată la 3 copii. De profesie medic, prințul Emanuel lucrează doar 70-80 de zile pe an, o meserie pe care o îmbină cu administrarea superbului castel Riegersburg și a domeniului uriaș din landul Styria, domeniu care datează din jurul anului 1100. La scurt timp după vestea uciderii ursului din România, jurnaliștii occidentali au încercat să obțină o reacție din partea prințului în legătură cu acest subiect. Au primit însă doar un răspuns lapidar din partea celui considerat responsabil. Personal, nu vreau să fiu implicat în această discuție niciun fel, a comentat el pentru cotidianul Blick. Începând cu 1 iunie, angajații din companiile care au organizat campanii de vaccinare ar putea renunța la masca de protecție, un anunț făcut de premierul Florin Câțu, care apreciază că nu se poate vorbi despre discriminare dacă și Germania oferă avantaje vaccinaților. Cred că este și pentru noi ok. Asta spune șeful executivului.
va fi încă o propunere pe masa Comitetului Interministerial pe care am făcut-o, ca în office space, deci în birouri, în companii, dacă toate persoanele sunt vaccinate, să se mai poarte masă. Vom vedea ce spun cei de la Ministerul Sănătății, ce spun cei de la Ministerul Afacerilor Interne, toți sunt acolo și vedem și opiniile lor. Este ceea ce eu cred că se poate face dacă într-un birou toate persoanele sunt vaccinate, să stea fără masă. De la 1 iunie. Da. În cazul în care vor exista, să zicem, așa cum declară și dumneavoastră, restaurante unde să meargă doar persoane vaccinate, să se deschidă 100% doar pentru persoanele vaccinate, nu vorbim totuși de discriminare? Sunt propuneri. Propuneri pe care le vom discuta împreună cu Ministerul Sănătății, cu Ministerul Afacerilor Interne. Toți miniștrii vor fi acolo, Ministerul Justiției. Și vom vedea care vor fi, de fapt, soluțiile. Există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Am văzut că și Germania folosește acest model. Dacă Germania este ok să motiveze, să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim și noi ok. Este normal, din punctul meu de vedere, să poți să beneficiezi și să, ca restricție, o parte din restricție să fie ridicată pentru cei care se vaccinează. Ar putea fi o soluție ca restaurantele să-și delimiteze zone pentru vaccinați și nevaccinați, cum se face cu cei cu fumătorii și nefumătorii? Dacă este o propunere și discutată în Comitetul Interministerial, vom vedea ce spun. Deocamdată nu este o propunere. Aștept astfel de propuneri prin intermediul asociațiilor restaurantelor, Ministerul Economiei și apoi în Comitet. Polițiștii din Călăraș verifică un preot acuzat de comportament indecent față de o minoră chiar la Sfânta Spovedanie. Preotul slujește la biserica din comuna Curcani. A fost înregistrat când își declara dragostea pentru o copilă de 14 ani. Fetița i-a povestit pățania mamei. În ajunul Paștelui, mama a sesizat organele de anchetă la 112. Cazul a fost adus și la cunoștința Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Acum comunitatea din Curcani fierbe, așteaptă deznodământul poveștii. Eu știu că, nu știu, ție îți place de mine și eu mie îmi place de tine, da? Adică e o dragoste, așa, nu știu cum să zic, o dragoste mai prin din privire. Acum 2 ani sau acum 3 ani când ți-am zis că îmi place de tine, ne-am tot privit așa prin biserică și mi-am auzit vorbe că, uite, părinte se uită la fata lui. Așa, nu știu dacă ai auzit și tu. N-am auzit, da. Bine, tu ești copil, dar da. Și am zis așa, să nu mai mult la tine, dar totuși, nu știu, parcă mă face să mă uiți. Te duci, tu, ochii, da? Și acum, ultima oară, te-am întrebat prea dur, așa, adică, poate că vrei să zici ceva. Și ce n-ai zis? Ba da. Ba da, vrei să zici ceva? Nu vreau. Sigur? Sigur. Aceasta este conversația pe care preotul paroh din Curcani a avut-o cu o copilă de școală generală din comună, chiar la Sfânta Spovedanie. Postat pe site-urile de socializare, dialogul dintre preot și copil s-a viralizat rapid și a pus pe jar comunitatea din Curcani. De la Paște încoace, pe ulițe, la șuietă, la răspântii, părintele îndrăgostit e subiectul favorit de discuție. El e vinovat. Care e explicația dumneavoastră? Dacă e popă. E alt. Corect? Fiind fata minoră, e clar că preotul ar avea o deficiență. Da, s-a îndrăgostit preotul. Probabil. Asta e treaba lui. Eu aș l-aș sancționa. Dacă aș fi părinte acela, vete, lași, nu l-ar mai cunoaște nici mult. Dacă ar fi fica lui să se ia altcineva de ea, cum ar fi? Cum i-ar veni? Cum ar reacționa? Nu, acum, hai să luăm corect, nu? Corect. Da. Nu? Eu normal, n-am nimic împotrivă, nici cu unul, nici cu altul. Dar gândiți-vă că atâta timp și o fată minoră, de minoră, n-are domne, nici indiferent, 15 indiferent. Ani. Mai aveți încredere să vă trimite soțiile la spovedanie, la biserică? Nu cred, nu, nu, nu. Nu e rușine, dar atunci de ce mai vine la biserică? Păi situația este dureroasă, tragică, vreau să zic. Eu l-aș da afară, l-aș dezbrăca. Și l-aș duce direct acolo, la, ca să învețe lecția. Știți unde? Unde, do? La Mititica, să zic așa. După cum s-a auzit, de la 12 ani. Ce de la 12 ani? S-a luat de el. De la 12 ani urmărește? Da. Fata când s-a suspovedat că acolo, el a mai avut o tentativă de asta, o altă dată cu fata asta. Preotul? Așa spune
Cea pune lumea, satul, eu văd da, cu ce da, 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 da. Iar când am spovedit acum sâmbătă trecută, fata, dacă a știut, a avut telefonul și l-a pornit și el a început să... Ce a discutat ce a spus? Are vocea lui și așa că... Păi frate, păcat că a obținut și el un post aici, că s-a opus un post ăsta, e, e da, da, durează da. Mult, adică, da, care are bani, dă, pe care nu... A. Și pe ce că l-a făcut? Uite, acum dă cu piciorul la toate aia, după câte am înțeles. V-a spovedit la... Dar nu v-a spus că vă iubește și pe dumneavoastră. Păi nu vreau astea pătâne. Am vrut să aflăm și părerea primarului. Nu l-am găsit în momentul vizitei. Secretara primăriei ne-a transmis însă clar și scurt. Și noi suntem la fel de cu gura căscată când am auzit ce s-a întâmplat. Primăria n-are cu ce să vă ajute. Mergeți la preot. La biserică, poarta deschisă, ușa închisă. La streașină, steag de doliu, clopotul mut. Nu l-am găsit. Din respect pentru familie, n-am încercat să-l contactăm și acasă. Până la finalizarea verificărilor demarate deja de Poliția Călăraș, după cum a confirmat purtătorul de cuvânt al instituției, am ales de asemenea să protejăm identitatea și intimitatea copilei și a familiei sale. Polițiștii au semnalat cazul și Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. La această oră este în plină desfășurare o ședință cu liderii coaliției de la nivelul capitalei pentru a încheia o înțelegere în vederea unui buget al Bucureștiului. Jurnalistul Digi24, Andreea Popa, urmărește subiectul, e în direct cu noi. Ce ai reușit să afli, Andreea? Potrivit informațiilor Digi24, nu vor reuși să ajungă la o concluzie în această seară liderii coaliției. Asta chiar dacă au reușit să facă un oarecare progres în decurs de o oră de când a început această ședință. Este o întâlnire care are loc în mod virtual, nu s-au întâlnit față în față. Este o ședință la care primarul Nicușor Dan i-a convocat pe liderii Partidului Național Liberal, dar și pe cei ai USR+. Din partea PNL participă președintele organizației de București, Violeta Alexandru, dar și viceprimarul Stelian Bușduveanu. Din partea USR Plus s-au așezat la masa discuțiilor Vlad Voiculescu și viceprimarul Horia Tomescu. Iau parte la această ședință și reprezentanții ai Partidului Mișcarea Populară, fiindcă la nivelul capitalei există un protocol cu PMP. Vă spuneam așadar că nu va exista o concluzie în această seară, însă este timp în următoarele zile pentru a ajunge la un consens, astfel încât cel târziu vineri să fie convocată o ședință a Consiliului General, în cadrul căreia să fie votat și bugetul capitalei. Consilierii USR Plus au intrat cu o solicitare în această ședință, potrivit informațiilor Digi24. Nu sunt dispuși să voteze un buget mai mare de 5 miliarde de lei. Asta în condițiile în care știm că veniturile estimate de primarul Nicușor Dan pentru anul în curs sunt de 7 miliarde. Venituri despre care cei din USR Plus spuneau că sunt supraestimate, în condițiile în care în ultimii 3 ani, cel puțin, cele mai mari venituri pe care le-a avut capitala generală au fost de 4,46 miliarde de lei. Temerea pe care o au cei din USR Plus este că odată ce ar vota un buget care se bazează pe venituri de 7 miliarde, iar aceste venituri nu au urmat să se concretizeze în acest an, primarul ar ajunge la situația în care ar putea să decide de unul singur ce proiecte vor fi finanțate și de la ce proiecte ar putea să taie fonduri. Așadar, ar decide oarecum în mod discreționar acest lucru, fără să mai treacă prin consilierii generali aceste decizii. O cauză însă care nu a fost rostită în mod public a fost dreptul de semnătură al viceprimarului Horia Tomescu pe ceea ce înseamnă gestionarea spitalelor din capitală. Potrivit informațiilor Digi24, nu va obține acest drept de semnătură Horia Tomescu. Andreea Popa, mulțumesc pentru informații. Dezastru ecologic pe râul Bicaz. Toți peștii aflați în două păstrăvării din comuna Tașca au murit după ce o cantitate foarte mare de amoniac a fost deversată în apă luni seara de la o fabrică aflată în apropiere. Polițiștii de la IPJ Neamț și reprezentanții Gărzii de Mediu anchetează în acest moment împrejurările în care s-a produs incidentul. Angajații uneia dintre păstrăvării spun că au văzut momentul în care tone de pește au murit otrăviți. Paznicul era aici pe marginea aleei, aici așa, și dintr-o dată au văzut că sărim pește în sus, parcă e curentat cineva. Imediat și-au dat seama, s-au albit apa în câteva minute, s-au făcut lapte. Și-a sunat șeful și, bineînțeles, că a venit și a constatat că este o intoxicație cu amoniac.
au fost alertați imediat reprezentanții gărzii de mediu. În urma analizelor, aceștia au constatat că în apă se află o cantitate de amoniac mult peste normele admise. Substanța este folosită în procesul tehnologic de o fabrică de ciment din zonă. La primele probe de astă noapte, concentrația de amoniac la evacuarea din combinatul de ciment era de 1900 de ori mai mare. În amonte de evacuarea de la combinat, parametrii erau normali. Părerea mea este că s-a scăpat dintr-un bazin sau o cisternă o concentrație foarte mare de amoniac. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz, în timp ce Garda de Mediu Neamț va stabili ce sancțiuni vor fi aplicate. Fabrica riscă inclusiv suspendarea activității. Pentru Heidelberg Cement România, protejarea mediului este și va fi întotdeauna o prioritate și regretăm cele întâmplate, dar colaborăm îndeaproape cu autoritățile competente pentru a stabili cauzele și circumstanțele acestui incident. Conducerea societății a înființat imediat o comisie internă care să analizeze incidentul și bineînțeles că vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că un asemenea eveniment nu se mai repetă și vom depune toate eforturile pentru a remedia consecințele. Ca măsură imediată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț a decis ca din barajul Bicaz să fie deversată mai multă apă decât în mod obișnuit, pentru a grăbi disoluția substanței nocive. O problemă tehnică a blocat aproape 3 ore vaccinarea în cele mai mari centre de imunizare din București. La Romexpo, Palatul Copiilor, timp suficient să se formeze cozi uriașe, sute de persoane, unii au fost trimiși acasă și sfătuiți să revină peste câteva ore pentru a nu sta în aglomerație, în timp ce alții au preferat să aștepte în continuare acolo unde erau. Odată ce problema tehnică a fost rezolvată, vaccinarea s-a reluat. Aceeași problemă a fost în centrele de la Oradea, Timișoara și Iași. Oamenii programați la vaccinare la centrul de la Palatul Copiilor au avut o surpriză neplăcută. Sistemul informatic picat a ținut imunizarea pe loc, așa că s-a format o coadă uriașă. De cât timp aștept? De la 8:30. Și de ce este problema? Păi eu să știu, au spus că nu le merge sistemul. Nu ne-au dat niciun mesaj să ne spună nu veniți, că se decalează. Normal că s-a, ce Dumnezeu să fac? Așa este situația. Sunt la drapelul ăsta. Abia după aproape 3 ore a fost rezolvată problema și oamenii au reușit să intre. Pentru rapel, la dumneavoastră. Pentru rapel tot aici la noi. Pentru a recupera timpul pierdut, medicii au făcut triajul încă de afară. A făcut prima doză? Da. Sau a doua doză? A doua, a doua doză, da. Ceva probleme după prima doză? Nu. Arma alergii, bronșic, probleme respiratorii, n-aveți, nu? Cozi uriașe s-au format și la Romexpo, cel mai mare centru de vaccinare din capitală. Și centrul de vaccinare drive-thru din Oradea a funcționat cu probleme până la ora 10. Din câte am înțeles, datorită faptului că de astăzi au început vaccinarea și peste 3.000 de medici care s-au branșat în sistem și a căzut platforma. După o oră de așteptare, organizatorii centrului au început să împartă declarații pe proprie răspundere pentru a fi siguri că cei veniți la imunizare nu s-au mai vaccinat cu alt ser. Sunt probleme în acest moment cu sistemul național de vaccinare și nu pot fi introduse datele în sistem. Printre cei care s-au vaccinat printre primii noul centru drive-thru din Oradea, șeful biroului Poliției Rutiere Oradea. El și-a îndemnat toți colegii să-i urmeze exemplul. Vaccinul acordă o protecție deosebită celor care îl fac și având în vedere că noi polițiștii ne desfășurăm, cei de la rutieră ne desfășurăm preponderent activitatea în stradă, să zic așa, și intrăm în contact cu multă lume, considerăm că reprezintă pentru noi un factor de protecție în plus vaccinarea. Și la Timișoara procesul de imunizare s-a oprit în majoritatea centrelor, iar oamenii au stat la coadă. La poartă ne-a spus acolo, la intrare ne-a spus portarul ăla că a căzut platforma. N-am luat legătura încă cu nimeni, stăm la coadă, eu și soțul. Stăm la coadă. La alte centre din oraș au fost găsite soluții ca procesul de vaccinare să nu se oprească. Nu am întrerupt vaccinarea, am identificat de pe platformă și am vaccinat și cu scuzele de rigoare. I-am rugat să vină ulterior pentru a-și lua adeverință.
Probleme cu platforma au fost în aproape toată țara. Până s-a remediat situația, la Iași oamenii au stat la coadă la Spitalul Militar. În zilele Paștelui Ortodox, România a bifat o premieră de pandemie, respectiv controversa dintre două figuri proeminente ale bisericii pe tema imunizării. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a declarat la Digi24, la emisiunea În fața ta, că îi se pare un sacrilegiu argumentul unor antivacciniști din cler. Aceștia susțin supremația Sfintei Împărtășanii în fața oricărui act medical. În replică, într-o intervenție la Antena 3, înalt preasfințitul Teodosie a minimizat valoarea opiniei lui Vasile Bănescu pe motiv că el nu e preot. Rămâne totuși întrebarea, care e poziția bisericii în legătură cu vaccinarea? Aveam în minte un joc, aș spune, nefericit total de cuvinte pe care îl fac unii declarați zgomotos antivacciniști din rândul clerului. Oameni care spun că nu ne trebuie vaccin pentru că vaccinul autentic și cel mai bun este Sfânta Împărtășanie. Când am auzit asta, să știți că realmente m-am cutremurat. De ce? Nu pentru că Sfânta Împărtășanie n-ar fi lucru cel mai sfânt din viața noastră a creștinilor, ci pentru că e comparat acest lucru cel mai sfânt, trupul și sângele lui Hristos, cu un vaccin. Mi se pare că acești oameni nu doar că se înșală profund, dar comit, fără să-și dea seama probabil, comit un fel de sacrilegiu. Este total nedrept să arunci în spațiul public astfel de cuvinte, amestecând planurile voit sau nu, comparând un act medical cu un act prin excelență spiritual, amestecându-le și trăgând concluzia tu ca înțelept autoimprovizat că ai găsit leacul la orice și că n-ai nevoie de nimic altceva. Sigur că Hristos este doctorul suprem, iar cel care comentează este un laic care nu poate să înțeleagă ceea ce trăiește un slujitor care are grijă de păstoriții săi. Este un joc de cuvinte care nu-și găsește locul. Am citit și m-am mirat. Mi-a fost student, dar cred că vrând să dea răspunsuri de tot felul, se încurcă în ele. Aceasta este treaba medicilor, ei să se implice, avem destul medici, sunt și medici care sunt împotrivă. Noi ce să înțelegem? Așa că noi introducem biserica și slujitorii în aceste lucrări care sunt departe de menirea noastră. Mai mare protecție ca cea lui Dumnezeu nu poți să aibă nimeni. Să fim limpezi. Nu suntem împotrivă, nu suntem pentru, suntem neutri. Și totuși, deasupra acestei dispute, este ce a spus chiar la ceremonia de Paști preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. El a spus că am avut parte de Lumina Sfântă anul acesta pentru că în Israel un procent foarte mare din populație a fost vaccinat. În felul acesta au fost relaxate măsurile. Patriarhul a adresat un îndemn la imunizare de Paști, spunând că începând cu 23 mai sperăm și noi să putem trimite din nou grupuri de pelerini, desigur de preferință pelerini vaccinați, care să reia vizitele la locurile sfinte. Pauză și când ne întoarcem, nu uitați, invitatul nostru este ministrul educației Sorin Câmpeanu, dar înainte vom vorbi despre împușcarea ursului Arthur, toate informațiile pe care le avem puse cap la cap. Pauză, ne întoarcem. Informații noi, imediat vă spunem despre ce este vorba. Înainte, România e pregătită să înceapă vaccinarea adolescenților de peste 12 ani dacă varianta pentru copii a vaccinului Pfizer va fi aprobată în Uniunea Europeană. Vedem precizările coordonatorului campaniei vaccinării, Valeriu Gheorghiță. Canada a aprobat vaccinarea cu Pfizer pentru copiii cu vârste de cel puțin 12 ani. Știu că ne spuneați ieri că și copiii vor merge la aceleași centre ca și adulții. Voiam să vă întreb cine îi va supraveghea, dacă vor fi pediatri în centre.
Activitatea de vaccinare nu se face în mod obligatoriu în cabinetul unui medic pediatru. Știm că se face de ani de zile în cabinetul de medicină de familie. În primul rând, consimțământul informat este exprimat de către tutorele legal, de către părinți sau aparținători care au acest drept asupra minorului. Activitatea se va desfășura în mod obișnuit, așa cum s-a desfășurat și până la acest moment, însă iarăși sunt detalii organizatorice pe care le vom stabili împreună cu experții în pediatrie și vom vedea dacă este necesar să asigurăm alte elemente suplimentare în centrele de vaccinare, care să țină de resursa umană sau alte tipuri de servicii. Însă nu anticipez că va fi nevoie să modificăm schema de personal în ideea în care să avem ceva în mod particular pentru cei din grupa de vârstă 12-15 ani. Avem informații despre propunerile care vor fi făcute pentru relaxarea de la 1 iunie, propuneri care vor fi făcute la ședința Comitetului Interministerial pentru ridicarea restricțiilor. Carla Tănasie intră în direct cu noi. Bună seara, Carla! Știm că ședința va avea loc vineri. Da, ședința va avea loc vineri la ora 11 și am obținut câteva informații pe surse despre aceste propuneri care vor fi discutate la această ședință și sunt câteva propuneri pe diferite domenii. De exemplu, pentru Horeca, deschidere la capacitate de 100%, însă cu condiția ca personalul și clienții să fie vaccinați cu ambele doze și deschidere la capacitate de 70% dacă personalul și clienții de asemenea nu sunt vaccinați. Din informațiile pe care le-am în acest moment, multe propuneri sunt pentru aceste persoane care deja s-au vaccinat cu ambele doze. De exemplu, pentru spațiul public va fi discutată renunțarea la mască, la manți, la munte și pe plajă, însă cu respectarea distanțării. Am văzut că în ultima perioadă au fost multe discuții despre purtarea măștii pe plajă. Pentru evenimente publice și private, inclusiv pentru cele sportive, din informațiile noastre se va discuta deschiderea la capacitate maximă, exclusiv pentru persoanele vaccinate, de asemenea cu ambele doze. Pentru mediul de lucru, un spațiu, de exemplu, în care toate persoanele sunt vaccinate, este posibil să se renunțe la mască. Renunțarea la mască în sectorul atât cel public cât și cel privat, dar de asemenea exclusiv pentru persoanele vaccinate cu ambele doze. Și probabil, având în vedere că în ultima perioadă vedem că autoritățile deschid tot mai multe posibilități ca populația să se vaccineze și fără programare, am văzut că va începe și acel maraton de vaccinare cu București. De asemenea, deschise mai multe centre drive-thru, practic românii trebuie doar să vrea să fie imunizat și astfel vedem primele beneficii, pentru că în ultima perioadă s-a vorbit foarte mult de ce persoanele vaccinate nu au beneficii. Până acum, explicația autorităților a fost că nu sunt suficiente persoane vaccinate pentru a oferi astfel de beneficii și iată că pentru prima dată vorbim și în România despre beneficii pentru persoanele imunizate complet, însă cu ambele doze. Acum rămâne de văzut ce va decide Comitetul Interministerial la ședința de vineri de la ora 11. Mulțumesc mult, Carla Tănasie, pentru aceste informații. E clar că se schimbă viziunea, se schimbă felul în care este abordată vaccinarea în România. Mai bine spus, apar beneficiile pentru cei care au făcut ambele doze. Din informațiile Digi24, în ședința de vineri a comitetului care se ocupă cu ridicarea restricțiilor, începând cu 1 iunie, ar putea apărea următoarele libertăți. Fără mască la munte și pe plajă, cu respectarea distanțării. Deschiderea la capacitate maximă a evenimentelor publice, private, inclusiv sportive, pentru cei care sunt vaccinați cu ambele doze. La restaurant, deschidere la capacitate de 100% dacă personalul și clienții au făcut ambele doze. Nu se deschide la capacitate 100%, la o capacitate mai mică, atunci când personalul sau clienții nu au fost vaccinați. Renunțarea la mască la muncă, acolo unde este vorba despre companii care au organizat vaccinare, acolo unde toți angajații au făcut ambele doze, de altfel declarațiile ale premierului anunțau deja astăzi aceste înlesniri care vor fi supuse discuțiilor votului
în ședința de vineri a Comitetului Interministerial care se ocupă cu ridicarea restricțiilor. Data de la care ar intra în vigoare aceste drepturi pentru cei care au făcut vaccin, ambele doze, ar fi 1 iunie. Se conturează varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Oficialii au anunțat că mai sunt de stabilit doar câteva detalii. Deja numărul de proiecte a fost redus, astfel încât să ne încadrăm în suma de 29,2 miliarde de euro față de cele 42 la cât sperau oficialii români inițial. Asta înseamnă că mai multe proiecte vor rămâne în afara programului. Au fost reduceri de buget pe toate componentele, exact cum am spus, care poate să semne fie reducerea unor investiții ca atare, fie reducerea unui număr de obiective pe care le facem. Adică eu nu înțeleg cum și-a imaginat cineva că putem reduce la 40 de miliarde la 29 fără să scădem de undeva. Capitolul care a fost deja finalizat este cel al educației, unde s-a scăzut de la 4,4 miliarde de euro alocate inițial la 3,7. Cu toate acestea, rămâne o alocare de aproape 12% din PNRR pentru educație, mai mult decât media europeană. În aceste fonduri vor fi cuprinse proiecte pentru utilarea laboratoarelor școlare. 10.000 de astfel de laboratoare ar urma să beneficieze de aceste fonduri europene. În plus, vor fi investiții în digitalizarea învățământului universitar, se vor face investiții în campusurile universitare și va fi finanțat și un amplu program pentru combaterea abandonului școlar. Premierul a transmis că proiectele care au suferit reduceri sunt cele care nu ar fi putut fi terminate până în 2026, cum cere Comisia Europeană. La toate capitolele au fost reduse sumele și nu au fost reduse aleator. Au fost reduse în funcție de feedback-ul pe care l-am primit la Comisie, referitor la proiectele care erau în acel PNRR. O parte dintre ele le-am transferat pe alte finanțări, fonduri europene, pe buget, nu pentru că nu erau proiecte bune. Un alt capitol din Planul Național de Redresare și Reziliență, care a primit critici de la Bruxelles, este cel de infrastructură. Oficialii europeni au fost surprinși de suma mare alocată de țara noastră pentru autostrăzi, însă ministrul transporturilor Cătălin Drulă este optimist în privința finanțării proiectelor propuse. Semnalele sunt bune și sper ca după depunere să avem o veste foarte bună pentru infrastructura din România. Undeva în zona de 8 miliarde și ceva, nu am exact suma acum, 8 miliarde și jumătate este suma alocată transporturilor. M-am întâlnit cu trei comisari, cred că am reușit să conving, inclusiv cu proiectele pe partea de cale ferată, inclusiv acel proiect sau alocare la care eu țin foarte mult, cea de 1 miliard de euro care să meargă în reînnoirea căii ferate actuale, care până în 2026 să putem să o aducem la un standard decent. Săptămâna viitoare, reprezentanții guvernului vor merge la Bruxelles pentru noi discuții privind Planul Național de Redresare și Reziliență, care ar urma să fie depus în variantă finală până pe 31 mai. Țările care depind în mare măsură de turism duc dorul zilelor când vizitatorii aduceau mulți bani la buget. Nerăbdarea de a-i primi din nou e mare, iar Italia a decis să nu mai aștepte certificatul de călătorie anunțat de Uniunea Europeană. Așa că va emite propriul document menit să le deschidă străinilor drumul către peninsulă. Considerată singura variantă pentru redeschiderea turismului și a economiei, vaccinarea dă naștere între timp unui fenomen care prinde tot mai mult teren. Recompensele pentru cei care acceptă să primească serul anticovid. Guvernul italian nu a anunțat prea multe informații despre viitorul certificat pentru călătorie, dar presa de la Roma scrie că cel mai probabil cei care vor să-l obțină vor fi nevoiți să prezinte fie dovada că s-au vaccinat anticovid, fie un test negativ pentru boală. Este o măsură prin care autoritățile din peninsulă speră să revigoreze cât de cât turismul. Tot cu gândul la vizitatori, grecii renunță timid la restricții. După o pauză de o jumătate de an, ei pot merge la restaurante și cafenele. Eu am împărat omelă. Απόρρισα, λέω και εγώ, ξανά ήρθαμε στα παλιά, λέω μια χαρά είναι. Όλα είναι πολύ καλά. Ελένοι se pot așeza doar la terase, dar locurile s-au ocupat rapid, semn că oamenii au așteptat cu nerăbdare acest moment pe care îl descriu drept o revenire la viață. Είχαμε ξεχάσει πως είναι, βλέπουμε κόσμο και μας στα τραπέζια και πραγματικά ξαφνιαζόμαστε. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Experții spun că această întoarcere, la care speră toată lumea, e posibilă doar prin vaccinare. Iar ca să impulsioneze pe oameni, autoritățile din mai multe țări le promit tot felul de recompense. În Serbia, de exemplu, toți oamenii de peste 25 de ani care se vor vaccina până la finalul lunii vor primi echivalentul la 25 de euro. Alții, precum proprietarul acestui restaurant, oferă mâncare gratis.
Smatramo da je naša struka ugostiteljstva posebno pogođena ovom celom situacijom i želimo što pre da se vratimo nekom normalnom životu i radu. Astfel de recompense sunt oferite și în Statele Unite, unde oamenii care acceptă să se vaccineze primesc diverse premii de la prăjituri și cafea, la bere, banii sau reduceri la diverse produse. Despre regele urs Arthur, regele pădurilor din România, ucis pe post de femelă cu pui, pentru că așa erau emise documentele inițial. Cum s-a întâmplat? Toate informațiile pe care le avem imediat cu invitații noștri vă așteptăm.